6:30 dimineața. Doamne! Bine, asta vrei să faci? Da. Nu, ca și. Da. E super bună. Da. Să vă arăt cum îmi face. Atâta apă. Atâta apă am mai pus? Mhm. Ok. Am plecat, am văzut pe spor la sport. Ai grijă de mami și de Eric? Mhm. Ai grijă la sport de sport? Mami, ai grijă de Edi și cu Eric? Da, spune pa! Mami, da. Unde mai vrei să mai da? Și aici, de 3 ori la 10, te rog, ca să fie fierbinte, că mi-așa îmi place să mă încălzesc. Cred că e prea mult, gata. Și acum, dai drumul, pornește. Start! Super! Super! Ui, cine e ajutorul, mami? Cine e ajutorul meu? Fără tine nu m-aș descurca, dragostea mea! Tu mă ajuți în toate. Și sunt mândră de tine pentru asta, să știi. Mă, te iubesc. Mai de jos un pic, cred că țin eu. Tu mă învățai. Așa. Tu mă tăiai. Eu te tăiam? Acum mă aici. Trebuia să tăiem mai mult un pic. Mai tăiem un pic? Te poți să pui? Ia, dă-mi un pic. Așa, ia pune acum să vedem dacă merge. Imediat! Mă duc un pic la Eric, da? Așa, și amestecă, te rog. Și de ce s-a supărat pe ele? Peste acesta și după aia se plictisește. Vai, ce bine arată, îți mulțumesc. Ok, o să le opere, da? Aici se fac amestecă. Amesteci acolo, ce puternic ești! Trebuie putere ca să amesteci atât, așa-i? Da? Acum este gata! Mulțumesc! Vreau să le bea! Acum bea, uite, imediat vreau! Vreau să vezi ce bună e, cum am făcut eu! Vai, dar de unde ai învățat tu să faci cappuccino? Sunt curioasă! Am învățat de la... Eu singură am învățat. Tu singură ai învățat? Vai, ce priceput ești! Mami, hai de bea! Acum, nu un pic. Asta pot să-l iau, să-l pun la spălat? Eu. Tu pui? Sunt mândră de tine. Să știi că faci un cappuccino foarte bun. Nimeni nu mai face ca tine. Cappuccino este de bun. De ce nu mai face nimeni cappuccino? Pentru că tu ai pus iubire și dragoste. Și atunci când pui iubire și dragoste, când faci un lucru, o să-ți iasă ceva bun. Întotdeauna iese bine când pui iubire și dragoste, să știi. Sunt în bucătărie și Eric doarme, l-am adormit pentru că era super, super obosit. Eddie se uită la desene și vrea să-i fac sandwich la aparat și cred că o să-mi fac și eu unul și o să mâncăm împreună sandwich la aparat astăzi. Astăzi voi servi micul dejun împreună cu Eddie în sufragerie, pentru că așa tat este plecat la sală. S-a trezit și Eric, acum îl țin în brațe și am zis că să fie așa un mic dejun mai special între noi doi și să povestim de la grădi și tot felul de alte povești, să mai spunem. Așa că am vrut să fie ceva special și astăzi vom servi micul dejun aici. Avem sandwich la aparat, astăzi la micul dejun, pentru că asta a vrut să mănânce.
și suc de portocale. S-a trezit și Eric. N-a dormit foarte mult, puțin. Edi, e gata masa, hai să mergem să mâncăm, hai să vezi. Astăzi o să avem parte de un mic dejun special. Hai să-ți arăt, vino. Cum? Haide. Atunci, da. Pune. Hai să dăm noroc. La ome, chitilie și mai clar. Dăm noroc? Noroc, sănătate. Ce bun e. Și dulcea aia. Toată mașini, se urcă mașinile și coboară sus și se mai duce un scară din aia, dar care se ridice jos, care coboară jos și se ridice sus, așa. Toată Ok. Și dulcea aia se mai ducă un scrăciun și un jucărie. Gura mare. Așa. Mami, da. Și parcale. Aia știu, dar parcale mi-ai zis. Da, cu multe etaje. Cu 100 de etaje. Wow, cu 100 de etaje. Și... Dar ai atâtea mașini pentru 100 de etaje? Am toți mașini. Da? Îți încap toate mașinile acolo? Înseamnă că ai multe mașini, așa-i? Păi trebuie să vorbim cu moșul, să vedem. Ai fost cu minte? Ai ascultat? Ai ajutat tu pe mami? Anul ăsta? Și pe tati? Da. Da. Păi cred că atunci se rezolvă cumva. Doar că trebuie să-i scrie moșul neapărat scrisoare ca să știe ce vrei, da? Și să aibă timp să pregătească cadou, că nu mai e mult până la Crăciun, ok? Bine, așa o să facem atunci. Hai să bate pană. Bravo. Cu Eric încet, da? Uite așa. Așa. Da, uite cu mâna asta. High five. Bravo. Așa, iubire. Ai cum dansezi? Așa. Bravo. Am câștigat un bombon. Ai câștigat un bombon. Așa. Mami, super. Multă ciocolată acolo și asta decât mică. Da, dar asta e una pe zi, da? O dată pe zi. Mami, de ce? Vrei să desfac eu? Nu, dar de ce e mică? Pentru că așa este. Este mică ciocolata. Știi că nu e bine să mâncăm mult dulce, așa e? Suntem în baie. Suntem în baie. Toți trei. Hai, vorbește, că zice că vrea să vorbească cu mine. Spune. Hai că te las pe tine să zici. Și tu. Amândoi. Ok. Și ce vrem să facem? Spune. Ce facem? Spune. Să? Ce? Să? Să băgăm rufele la spălat. Pentru că avem aici coșul cu noi, cu rufe. Și numai așa de curiozitate, pentru că avem la rufe și murdare, de exemplu, pantalonii aceștia, blue jean, aceștia sunt ai mei de muncă. Ia uitați ce murdari sunt. Unde? Am fost cu ei la muncă. La muncă. Când am fost la muncă, la sculap. Am făcut curățenie, da. Cum mă pun pe acolo, pe jos, să ajung peste tot ca să pun să curăț, se murdăresc și trebuie să-i spăl. Pentru că săptămâna viitoare va avea nevoie de ei. Pentru că eu la muncă îmi iau haine vechi, nu îmi iau haine noi sau haine bune, pentru că nu are rost să le stric. Și da, îmi iau haine mai vechi. Vrei să te vezi mai bine? Nu te vezi destul de bine? Mă duc să-mi văd. Ce? Ce vrei să vezi? Hai, mai ajut să punem mai la spălat? Mai e puțină baterie! Mai e puțină, dar trebuie să punem la încărcat. Hai, ajută-mă să punem la spălat hainele, că după aceea ai zis că ne jucăm. Așa ai spus, da? Așa ai spus. Hai să punem. Așa, haide. De exemplu, ăsta e murdar, că da. Am fost eu cu kindergarten. Exact. Și m-am tărit pe jos. Te-ai tărit pe jos la kindergarten. Wow, păi pune la spălat atunci. Să-l spele bine mașina, să miroase frumos după aceea. Așa. Și tu te-ai tărit pe jos. Și eu m-am tărit pe jos, exact. Așa, vai ce harnic ești. Mami, hai să băgăm. Hai, amândoi. De exemplu, ăsta
m-am dus cu el. Așa. Și m-am dat pe jos cu burtică și așa. Oh, așa ai făcut? De ce ai făcut așa? De exemplu ăsta trebuie la spălat. Așa, pune la spălat. Așa, super! Ajutorul uite, meu de bază. Ven. Avem multe haine, așa-i? Exemplu, ăsta e al meu. Ăla e al mea. A venit iubit de la sală și s-a oferit el să spele biberoanele pentru că eu pregătesc alte chestii. Eddie este super entuziasmat și super gălăgios pentru că el așa își exprimă bucuria. Pentru că a auzit Cipri la radio că astăzi la mall-ul acela la care au fost ei data trecută când eu am lucrat și ei au fost împreună cu soacra mea și cu cumnatul meu, astăzi pictează copiii pe față, ce mai fac iubii? Au carusel. Și data trecută, de fapt săptămâna ailaltă, sâmbătă au făcut copiii și furseguri pentru Moș Crăciun. Dar când s-au dus ei cu soacra mea și cu cumnatul meu, era în cursul săptămânii și nu mai era nimica. Și au auzit la radio că azi este așa ceva și am spus lui Eddie și bineînțeles că el când se bucură trezește tot blocul. Și dacă tot mergem acolo, vreau să trec pe la magazinul Nike să-mi caut o pereche de Adidas, pentru că eu am niște Adidas cu care lucrez și merg cu ei și pe stradă și au început să se rupă și să se facă destul de urâți. Așa că vreau să mergem acolo. De obicei când am fost noi au fost și reduceri bune, poate prinde și acum ceva la reducere. Și dacă găsești ceva care să-mi placă și prețul e ok, vreau să-mi cumpăr. Oricum o să vă arăt pentru că vreau să filmez acolo la magazin, iar acum vă las ca să ne pregătim să plecăm cât mai repede. Știi, am mai văzut reduceri. Unde? La Puma, când l-au deschis acum. A, da? Da, la Jack Wolfskin. La Jack Wolfskin au niște haine foarte faine. Eddie are rucsacul de grădiniță de la ei. Și până să aibă rucsacul acesta de la ei, mereu schimbam rucsacul de grădiniță pentru că se rupea. Deci se rupea chiar baza rucsacului. Dar cu acesta nu avem probleme și îl are de un an și ceva. Și în fiecare zi merge cu el la grădiniță. Sunt la multe magazine. Și weekendul viitor ne pregătim de Crăciun, așa este? Da. Facem cozonaci? Edi? Da. Da? Câți? Ce facem? Pentru mine cozonaci, pentru tine și pentru tine și pentru Edi. Da, okay. Pentru Eric. Facem doi cozonaci, unul cu nucă și unul cu mac. Da. Bine? Ce? Facem doi cozonaci, unul cu nucă și unul cu mac. Eu nu îmi place. Nu? Mac. Nu îmi place. Facem pentru mami și pentru mine. Mi-e place, tare bun, ai gustat. Sau facem trei, unul și pentru mami și opa? Dacă vrei, că tu îi faci. Da, e simplu, din aia fără frământare. Adică bine, dacă cozină, vrei, da, facem. Deci trei cozonaci. Facem. Și facem un din ăla fără nimic pentru Dani, mi se place. Da, fără nimic, îmi place, dar cozonat. Bine. Că e simplu, îi vedea. Da. Îți zic ceva? Spune. Am o idee. Ce idee? Am uitat acasă scutecele pentru Eric, pentru că ne-am grăbit, le-am pregătit dinainte, apoi le-am schimbat și cum eram în grabă am plecat și le-am uitat acasă, așa că acum a parcat Cipri la un Aldi de aici. Și a intrat să cumpere apă și scute ce să avem la noi. Pentru că vă dați seama că ne trebuie și nu mai am rămas în geantă fără niciunul. De obicei eu am rezerve puse, dar da, s-a întâmplat. Asta este. Am ajuns în mall. Ia uite sfătosul ce mers are. Mergem să-l căutăm pe Moș Crăciun. Că l-am văzut pe ei, să-l căutăm pe Moș Crăciun. Haide! Să vedem dacă e aici. Hai. Este oare moșul? Cred că e. Hai să vedem. Și magazinul ăla scump, dar cu haine faine de calitate. Moșule, pe unde ești? Art of Chocolate. Un magazin numai cu ciocolată. Oh, ce faine sunt. Thank you.
cine m-am întâlnit cu Moș Crăciun. Ta-na-na-na. Și știți ce mi-a dat? Un măr. Crăciun fericit tuturor. Ia uitați ce fain sunt. Aceștia vreau să-mi cumpăr, sunt și la reducere. Și să vedem dacă are mărimea mea, 38, are 37,5, dacă nu voi proba un 37,5, dar sunt, wow. Chiar că sunt eu. Așa-i? Și m-a 30 €. Și chiar se ieftin acum. Păi eu i-am pe ăștia și umblu cu ei peste tot și le-am mâncat și afară și vreau să-mi iau unii numai de afară. Aceștia îmi plac. Aștept să termine Edi de făcut fursecurile, face fursecuri. La final trebuie să pună deasupra bombonele din acelea, tot felul de bombonele colorate. Și cu, la sfârșit, după ce le prepară, poate să le ia acasă, ceea ce pregătește el. Deci fursecurile care sunt făcute de el le va lua acasă. Ce tare, mi se pare super faină chestia asta cu copiii, să facă activități din astea de Crăciun. Și și-a cumpărat ciupriu, o cafea cu lapte, cu un praf din ăsta de migdale deasupra. Este bună și am trimis să-mi ia și mie una, dar cappuccino. Se uită lumea la mine, zic, alo! Se uită lumea la mine cum filmez, ce să facem, asta este! Da, o să vă arăt și cappuccino. Eu am băut din cafea lui cu lapte, este bună, dar cred că cappuccino e mai bun. Eric doarme acolo, a dormit după ore în care a stat trei, asta mă bucur că a dormit. Aceasta este cafeaua mea, de fapt cappuccino al meu cu migdale. Și uitați ce mi-a adus de la magazinul Art of Chocolate.
numai cu ciocolată, deci au niște delicii acolo. Vă aștept să gust, sunt sigură că e foarte bun. Mai și mănâncă. Ia să gust și eu unul să văd ce ai făcut. Sunt curioasă. E bun? Ce mănâncă-i? Zici că să luăm acasă, ce să mai luăm acasă? E bun? Îți place? Da, se vede că îți place. Nu știu ce burtă am făcut. Uite, pune-mi la. Pune-mi la să vezi ce burtă am făcut. N-ai văzut? N-ai văzut. M-am dat cu dulce. Până și tu m-am dat cu dulce. Ce păcat. Și mănâncă așa, mai vezi. Da.